Bună dimineața tot aici din Roto, sper că mă puteți auzi bine pentru că bate vântul destul de tare. Deci am pornit cu Antonio la drum, am ajuns până în plaja Ixia, de aici din partea nordică a Rodosului. Iar dacă vă uitați în cealaltă parte din Ixia, se poate vedea Turcia. Deci acolo în partea aia e Turcia, foarte, foarte aproape de noi. Deși cred că sunt undeva la 40 de kilometri, se vede în depărtare fiind o zi foarte senină astăzi. Iar plaja nu-i cu nisip fin de data asta, e cu pietriș. Dar ia priviți culoarea apei și tot cât de frumos poți fie toată zona asta. Și chiar pe plaja asta părăsit așa, două șezlonguri și o umbrelă costă 15 euro. Zic eu destul de mult pentru zona asta, destul de dezafectată. Dar na, alte variante n-ai ce faci, stai pe pietre. Culoarea apei absolut superbă. Ia să o și testăm, să vedem ce temperatură are. Da, e numai bine de o baie. De ridicat drona n-am putut, o ridic din cauza vântului. De stat nu prea are rost să stăm pentru 15 euro pe două șezlonguri pe pietricelele alea. Arată frumos, dar cam atât. Haideți că mergem în altă plajă pe lângă Rhodos Town, să sperăm că găsim ceva mai frumos. Acum următoarea destinație va fi plaja principală de aici din Rhodos. Acum trecem prin Rhodos Town, în drum spre plajă, cred că mai avem undeva la un kilometru, un kilometru jumate. Deja s-a schimbat peisajul, e puțin mai civilizat, sunt magazine, hotele, unul de 5 stele, chiar aici Grand Hotel. Și puteți vedea aici pe partea stângă plajele, chiar sunt foarte bine organizate. Dar noi vom merge după recomandările care le-am găsit pe internet la, zic eu, cea mai faină plajă de pe insula Rhodos sau cel puțin din Rhodos Town. Haideți că mai avem de condus un mare, de condus undeva la un kilometru, un kilometru și ceva și ajungem la plajă și vă arăt și vouă. Iar uitându-mă pe hartă mi-am dat seama că numele la plaja asta este Eli. Noi acum încercăm să căutăm loc de parcare pentru că tot e plin în zona asta, semn că chiar e o locație preferată de către turiști și mergem la plajă. Și în sfârșit, după 50 minute de căutat un loc de parcare, în sfârșit am ajuns aici la Eli Beach sau Paralea Eli, cum se zice în limba greacă, unde o umbrelă și două șezlonguri costă 15 euro, la fel ca în cealaltă parte. Toată plaja are puțin nisip, iar apoi chiar lângă mare îi pietriș. Da, chiar arată fain. Hai că plaja nu e chiar plină. Cel mai probabil putem să găsim și un șezlong în partea asta, cât mai aproape de mare, și dăm să ne relaxăm o oră, două pe aici. Câteva din activitățile care puteți să le faceți aici pe plajă. Chiar e foarte faină plaja asta, doar că cel puțin în zona asta e cam plin, e foarte greu să găsești un șezlong cât de cât mai lângă mare. Chiar lângă mare e plin de pietriș. Dar toate șezlongurile cât de cât aproape sunt ocupate. Iar surpriza care am avut-o când am ajuns aici e faptul că am auzit că se vorbește română cam peste tot, la toate colțurile. Și Antonio a dat o tură de plajă și numai românul a auzit. Semn că românii vin în zona asta din Rhodos, în Rhodos Town, la Eli Beach. Dar înțeleg de ce, prețurile sunt ok, 15 euro pentru două șezlonguri cu tot umbrelă. Iar apoi plaja chiar arată foarte, foarte fain. Iar aici unde am pus șezlongul, puteți să vedeți și cazinoul din Rhodos, chiar în partea aia, și cât de lungă e plaja și ce faine culoare apei. Astăzi la mare cam foarte, foarte mulți oameni, dar înțeleg și de ce, zona e superbă, chiar merită o baie în zona asta. Zona preferată de români, am auzit că se vorbește română la toate colțurile, da, știu românii ce știu, chiar e faină zona asta. Se ajunge foarte ușor, exact în centru, în Rhodos Town. Dacă stați în Falerac, e doar luați un autobuz sau dacă aveți mașină, 15-20 de minute de condus și ați ajuns la plaja asta superbă. Haideți că a venit și ora mesei, e undeva la 2:30 acum. Căutăm ceva de mâncare. Tot ce era pe plajă, cam între 12 și 15 euro pe o masă cât de cât decentă. Noi știm un loc unde am mâncat chiar în prima seară, unde un Giros îi 3,50 euro. Țin minte că am luat unul de porc și a fost foarte bun, așa că și astăzi vom merge după acolo.
culoarea apei în zona asta e absolut superbă. Se poate observa albastru ăla așa turcoaz. Doar că zona asta nu e amenajată absolut deloc. Mai văd așa câte un restaurant pe aici, pe acolo, dacă am atât. Mai ales dacă ai cazarea pe aici, pe lângă, eu zic că e chiar fain. Și aici e locul unde am mâncat eu în prima seară, se cheamă Stecky și mâncarea e foarte, foarte bună. Și asta primești la Stecky pentru 3,50€. Un iro de porc foarte mare, cel mai probabil o să mă satur. Hai să băgăm, știu deja că e bun de data trecută. Iar așa ca și prețuri, souvlaki pita porc 3,20€, porc cipriot 3,90€, la farfurie 9€, souvlaki la farfurie gyros tot așa 9,50€. Eu zic că prețurile de aici sunt super decente. Localul ăsta se află exact lângă stația de autobuz de aici din Rhodes Town, foarte, foarte aproape. Și aici pe faleză lângă marină vă puteți lua orice excursie doriți. Puteți negocia, aici poți să iei excursii, de aici și-o luat Antonio ca să ducă la Simi Island, o dat 30€ pe toată ziua. Și pe lângă asta poți să te duc prin jurul insulei, pe la Anthony Queen Bay, pe unde am fost și eu ieri, poți să te duc oriunde în jurul insulei și pe Simi. Un regret care l-am e faptul că n-am stat mai multe zile ca să ajung și până în Marmaris. Un ferry îi cam 3 ore până acolo și costă undeva la 40€. Iar aici altă ofertă pentru Simi Island. A ajuns din 40 de minute cu speedboat-ul și maxim 22 de persoane. 75€. Sunt sigur că poți și negocia. Oricum aveți de unde alege, sunt foarte mulți oameni care vând tururi aici. Iar ca și străzi și atmosfera din oraș, orașul ăsta nu diferă cu absolut nimic față de un oraș normal european, nu e ca în Mykonos sau ca în Santorini cu acele străduțe întortocheate. E un oraș simplu ca oricare altul. Iar așa pe timpul zilei, dacă n-ai nicio excursie programată și n-ai chef să stai la plajă, cam nu prea ai altceva de făcut. Iar căldura de nesuportat din orașul ăsta e încă un punct în plus pentru care eu v-aș recomanda să nu veniți aici pe timpul zilei. O plimbare de seară merge, sunt destule baruri deschise seara, atmosfera e foarte relaxantă de vacanță, mai ales pe faleză dacă vă plimbați e fain, bate briza mării și vă răcoriți puțin, dar pe timpul zilei chiar nu aveți ce face. Iar pe aici e intrarea în orașul vechi din Rhodes, ruinele ce au mai rămas din el. Iar exact aici, pe colț, foarte bine amplasat, un bar. Nu știu exact dacă trebuie să plătim intrare, deocamdată n-am văzut pe nimeni să ne ceară niciun ban. Cel mai probabil e gratis. Oricum arată foarte frumos. Văd că în proporții de 70-80% văd că încă e întreg. Ia să vedem ce e și în interiorul zidurilor. Mă așteptam să fie niște pisici ceva. Și cam atât. Zid cu rol de apărare și partea exterioară a castelului. Iar din câte observ în față, nu mai avem cum trece. Ia priviți cât de frumos e pisicul ăsta. Acum e undeva la 5:30 după masă. Eu am un zbor la 11:30 seara. Antonio are zborul la 8:30. Trebuie să mergem acum înapoi, să lăsăm mașina, să o predăm. Iar apoi ne vom duce înspre aeroport. Eu cel mai probabil voi alege o cafenea de acolo. Am înțeles că am una sau două variante. Iar apoi mă dau pe editat. Antonia se duce spre casă. Iar eu îmi aștept zborul la 11:30 seara. Ca și detalii despre mașina închiriată, am dat 35€ pe zi.
Nu a fost cea mai faină mașină, dar măcar și-a făcut treaba, ne-a dus pe aici pe acolo. Dacă era ca să plătim tot bilete de autobuz, sunt sigur că ieșeam mult mai scump.